Lăudați să fie Domnul. Am cântat și
ne-am bucurat în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar aș dori să ne deschidem inima și pentru cuvântul Domnului și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, lăudat să fie Domnul. Mă bucur pentru seara zilei de astăzi că și Dumnezeu așa a găsit cu cale să ne adune dintr-o parte și în alta, să ne adune Domnul să ne sfătuiască. Pentru că așa cum ne sfătuiește Dumnezeu, nu ne poate sfătui nimeni. Nici chiar mama, nici tata, nici soția, nici soțul, nici copiii, nici bunicii, nu ne poate sfătui cum ne sfătuiește Tatăl nostru cel din ceruri. Lăudat să fie numele Lui. Mi-aduc acum aminte de un om care umbla cu Domnul Iisus Hristos. Și mergând el, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care era în el, ascultați-mă că mai sunt oameni care cred că mai este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în ei, dar firea vine. Vine firea. Și o vorbă necugetată poate să te facă să-L întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci tu tot mai crezi că Duhul Sfânt mai este în tine. Tot mai crezi că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai lucrează în tine. Lăudat să fie Duhul Sfânt. O, dacă l-ai întristat, te du repede. Până când fratele Alin mai e afară, te du repede și mărturisește. Și spune, Duhul Sfânt te-am întristat. Lăudat să fie Domnul. Și atunci să vezi cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu revarsă bucurii peste tine. Revarsă bucurii Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Omul ăsta era plin de Duhul Sfânt. De ce? Nu numai faptul că a umblat el cu Domnul Iisus Hristos, dar era încrezut în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, era încrezut în puterea care a primit-o, lăudat să fie Domnul, și dacă vreți să înțelegeți, este vorba despre Petru. La un moment dat și-a pus omul acesta în gând să cerceteze bisericile, pentru că trecea prin Samaria și prin Galileea, lăudat să fie numele Domnului. Și a intrat acolo la o biserică, lăudat să fie Domnul. Și știți ce a găsit primul lucru? Ceea ce nu mai este în bisericile Domnului. Pace. Primul lucru care l-a găsit omul ăsta, a găsit pace. Lăudat să fie Domnul. Mai departe, știți ce ați găsit? Frică. Vă spunea fratele Alin despre frica de Domnul. Mulți nu mai au frică de Domnul. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu, dar El este și un foc mistuitor. Și atunci când nu te prezinți cum trebuie înaintea Lui, că El îți cunoaște gândul tău. El te cunoaște dacă tu în seara asta ai venit, nu știu de unde ai venit și vrei să te dai în spectacol. Te cunoaște, Domnul. Te cunoaște, Domnul. Că cunoaște gândul meu, cu ce gând am venit. Că am venit în seara asta să mă apropii de El. Lăudat să fie numele Lui. Omul ăsta a umblat și a găsit lucrurile ăștia. Și spune că era bucurie. Și prin ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. O, Doamne, lasă pace peste noi, lasă frică de Tine, lasă bucurie și lasă pe Duhul Sfânt să facă înmulțire între noi. Lăudat să fie Domnul. Avem nevoie de Domnul mai mult ca oricând. Și voi să spuneți dacă nu este așa. Domnul este mai aproape de noi ca și oricând. Lăudat să fie numele Lui. Ascultați, dacă ai toate categoriile așa, atunci când te vei ruga cu credință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va duce vindecare. De ce spun? Omul ăsta avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în el. Lăudat să fie Domnul. Că spune că de acolo s-a coborât jos la Lida. Acum vă spun din Faptele Apostolilor, capitolul 9, lăudat să fie Domnul. Spune că s-a coborât și acolo jos la Lida și acolo a găsit un om bolnav care zăcea pe patul lui de 8 ani de zile, lăudat să fie Domnul. Este vorba despre Enea. Și ascultați, dacă ai categoriile ăștia, dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în tine, tu poți să mergi să-i spui bolnavului, scoală-te. Îți zic, Iisus Hristos te vindecă. Aleluia. Lăudat să fie Domnul. Omul ăsta nu mai stat pe gânduri. S-a ridicat în picioare. Dar eu vă întreb, a avut Enea credință? Amin. Amin, amin. A avut Enea credință? Da, a avut. Nu a avut el credință, frate. Și a avut Petru credință, că el a spus.
e ne-a scoală, te zic, Iisus Hristos te vindecă. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos în mare parte spune, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a vindecat. Lăudat să fie Domnul. Dar aici este vorba de altceva. Aici era vorba despre credința lui Petru. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În altă parte, am auzit oamenii vorbind, spune, da, dar în vremea aceea nu prea erau medici performanți. Nu prea erau medici performanți și atunci oamenii se încredeau mai mult în Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și spune în altă parte, tot în Faptele Apostolilor, că oamenii care auzeau că vine Petru și trece Petru prin cetate, scoteau bolnavii, orice fel de boală ar fi avut, ca numai umbra lui să treacă peste ei și să fie vindecați. Lăudat să fie Domnul. Vreau să vă spun, Dumnezeu este același care a fost atunci, este același care a fost ieri, este același care a fost astăzi și va fi în veac. Lăudat să fie numele Lui. Că El nu se schimbă. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și dacă în seara asta v-ați mărturisit din toată inima înaintea lui Dumnezeu, când fratele Alin se va ruga pentru voi, Dumnezeu vă va elibera. Amin. Dumnezeu vă va vindeca. Lăudat să fie Domnul. Că acesta este Dumnezeul nostru și El nu s-a schimbat. Dar acum aș vrea câteva cuvinte conform cu lucrarea care vrea Dumnezeu să o desfășoare în seara zilei de astăzi aici. Vreau să citesc de la versetul 28, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În seara asta să mă cercetez pe mine însumi. Cum am stat săptămâna asta înaintea lui Dumnezeu. Cum am stat astăzi înaintea lui Dumnezeu, să mă cercetez eu. Lăudat să fie Domnul. Căci Dumnezeu mă cunoaște. Îmi cunoaște gândul meu. Aș vrea să te cercetezi tu în seara asta. Să nu spună Domnul despre tine. Să nu te dea Domnul pe față. Că El te cunoaște. De aceea cercetează-te tu. Că David spunea într-o împrejurare, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi gândurile și vezi dacă sunt pe cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare parte. De aceea, haideți să ne cercetăm fiecare dintre noi. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Dacă nu, deosebește trupul Domnului. Aici este cel mai important lucru. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Alții spun așa, că mâncă o pită, o pâine. Alții spune că mâncă o azimă. Lăudat să fie Domnul. Și dacă nu face deosebire că e trupul lui Iisus Hristos, se înșală. Se înșală amarnic. Lăudat să fie Domnul. Pentru că atunci când noi ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are putere de transformare. Lăudat să fie numele Lui. Și pâinea aceea, zima aceea se va transforma în trupul lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Căci Dumnezeu are putere, nu s-a schimbat. De aceea, când ai luat-o și ai pus-o în gura ta, să nu gândești că e o pâine, să nu gândești că e o zimă, și să gândești în Duh și adevăr, căci este trupul lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Lăudat să fie Domnul. Nu vedeți câtă neputință este în adunări? Nu vedeți câtă neputință este între frați și între surori? Nu vedeți că trebuie să-i scormonești cu greu să-i mai duci la casa Domnului? Nu mai vreau să audă. Nu se mai tem de cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Nu se cercetează pe ei. Nu fac deosebire, lăudat să fie Domnul. Și atunci primul lucru vine neputința.
Apoi spune că nu puțin sunt bolnavi. Câți dintre creștini, câți dintre frații noștri, câți dintre surorile noastre nu sunt bolnavi și au boli în trupul lor? Lăudat să fie Domnul. De ce? Oare vrea Dumnezeu ca noi să fim bolnavi? Vrea Dumnezeu lucrul acesta? Nu vrea Dumnezeu. Vrea Dumnezeu noi să fim teferi, sănătoși, să putem să strigăm Ava, lăudat să fie Domnul. Nu vrea Dumnezeu ca noi să fim neputincioși. Nu vrea Dumnezeu lucrul acesta. Dar din pricină că nu facem deosebirea, din pricină că noi mai este firea pământească și nu ascultăm îndemnul care vine din Duhul, lăudat să fie Domnul, păcătuim și ne înșelăm, fraților, și atunci Dumnezeu este nevoit să ia toiagul, să ia noreaua și să ne pedepsească. Lăudat să fie Domnul. Și cu alte cuvinte, dacă vreți, Dumnezeu te va întoarce cu fața către El. Că unii când sunt buzunarele pline, când are frigiderul plin, uită de Domnul. Uită să se mai cerceteze că buzunarul lui îl a umplut Dumnezeu. Uită să se mai cerceteze că frigiderul lui l-a umplut Dumnezeu. Uită de Dumnezeu. Când îi merge bine, uită. Uită. Dar când vine rău, când Domnul e nu iaua, vreau să vă spun, îți aduci aminte și vii înaintea Lui și strigi: o, lăudat să fie numele Lui. Mai departe sunt mulți care dorm. Este adevărat. Cartea Apocalipsei spune că doar îți mai merge numele că trăiești. Dar tu de fapt ești mort. Lăudat să fie Domnul. Eu n-aș vrea să ne meargă nouă numai numele că mai trăim. Nu. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Lăudat să fie numele Lui. Duminică seara m-am bucurat nespus înaintea Lui Dumnezeu. Ascultați-mă, eu nu eram pocăit. De la mine, de acasă, până la adunare, acolo unde sunt acum, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, sunt o câteva căși. Dar fratele Dănuț era pocăit. Eu l-auzeam de la mine de acasă cum striga în adunare și se bucura. Vreau să vă spun, Dumnezeu este mare. Duminică seara m-am bucurat mult în Duhul și m-am bucurat în prezența Domnului, că și El din nou a venit înaintea Lui Dumnezeu cu bucurie, lăudat să fie Domnul. Și în seara zilei de astăzi ne vom ruga pentru El ca Dumnezeu să-L ajute. Să stea lângă Dumnezeu, că ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare spune: despărțiți de mine, nu veți putea să faceți nimic. Despărțiți de Domnul Iisus Hristos, nu putem să facem nimic. Lăudați să fie numele Lui. Ăsta este Domnul meu. Ăsta este Domnul tău. Dacă rămâi în El, ascultați Ioan, capitolul 15 cu versetul 7. Spune: dacă rămâneți în mine, lăudați să fie Domnul. Amin. Și cuvintele mele rămân în voi. Amin. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Nu v-ați pus întrebare că de multe ori ne rugăm către Domnul și nu primim? Citește versetul ăsta acasă. Să vezi răspunsul la întrebarea ta, la rugăciunea ta, la rugăciunea mea. De multe ori credem că mai avem, dar s-a risipit. Printr-o vorbă proastă, o glumă proastă, îl întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și atunci doar mai mi se pare că mai am. Dar nu mai am nimic. Într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos, și după asta o să ne rugăm, nu? Sau la urmă? Într-o împrejurare, Domnul trecea Marea Tiberiade. Ucenicii după El, lăudat să fie Domnul, și mulțimea când a văzut că Domnul a plecat cu ucenicii după El, l-a urmat. Au trecut și ei cu corăbiile și Domnul Iisus Hristos spune că s-a suit pe munte. A urcat Domnul pe munte, lăudat să fie numele Lui. Și știți ce zice Evanghelia după Matei, capitolul 5? Prima fericire care le-a dat Domnul poporului, pentru că El îi cunoștea pe ei, El ne cunoaște pe noi.
Zice, ferice de cei săraci în Duhul. Lăudat să fie Domnul. Dar de ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ferice de cei săraci în Duhul. Era Duhul Sfânt atunci aici? Acolo? Era Duhul Sfânt? Era. Era Domnul Iisus Hristos. Și pe toți oamenii aceia umplea slava Lui. Lăudat să fie Domnul. Dar că ei încă nu-L primise. Și spunea Domnul Iisus Hristos, ferice de cei săraci în Duhul. Lăudat să fie Domnul, căci a lor este ce? Împărăția cerului. Lăudat să fie Domnul. Iar în versetul 7 mi se pare că spune, ferice de cei cu inima curată. Erau acolo care s-au adunat să asculte vorba și cuvântul care venea însuțit de putere, că venea însuși de la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Erau oameni acolo cu inima curată. Și Domnul și părți eu cunoscut, lăudat să fie numele Lui. Și au zis, ferice de cei cu inima curată, că și ei vor putea să-L vadă pe Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne o inimă curată. Să putem să stăm înaintea Ta. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Ar fi multe de spus, dar vrem să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu, că timpul este înaintat și nu vreau să vă plictisim, vreau să fim plini de râvnă, ca să avem putere rugăciune, lăudat să fie Domnul. Să rămânem în Iisus Hristos, așa cum ați auzit. Dacă n-ai înțeles până acum, aș vrea să înțelegi începând de acum, de cum ți-am spus ceea ce m-a îndemnat Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să spun. Că poate că te rogi de multă vreme pentru o cauză și nu primești răspunsurile. E Biblia. Citește Ioan 15, versetul 7. Vezi unde te afli. Văd unde mă aflu. Trebuie să iei oglinda asta. Este cale. Este adevăr, este viață. Lăudat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm pe picioare înaintea lui Dumnezeu. Și am vrea rugăciunea asta. Să o aducem și pe Melissa înaintea Domnului. Melissa este nepoțica mea. Are 10 luni acum. De 3 luni este în spital. Ieri i s-a făcut operația. Dar ascultați-mă, știu că Dumnezeu are un plan. Lăudat să fie numele Lui. Și știu că Dumnezeu este acela care poartă de grijă. Noi ne adunăm de tot atâta timp și strigăm către Dumnezeu. Și eu m-am întrebat în noapte dintre ani, când propovăduiam cuvântul lui Dumnezeu despre roade, și am ajuns la versetul acesta și am zis, Doamne, nu mă interesează unde sunt ei, unde sunt eu. Unde sunt eu? Că Tu ai spus, dacă sunt în Tine și dacă cuvintele Tale rămân în mine, să cer orice voi vrea și Tu-mi vei da. Ascultați-vă, un semn de întrebare pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăiușuri. Prima dată este îndreptată către mine și apoi către voi toți care mă auziți în sala asta. Lăudați să fie Domnul. Am înțeles că și Dumnezeu are un plan. Lăudat să fie numele Lui. Și am început să-I spun de fiecare dată și în fiecare seară, Doamne, nu voia mea, nu dorința mea, și voia Ta să fie în toate. Am înțeles că nu trebuie să le spitesc pe Dumnezeu. Am înțeles că în rugăciunea mea trebuie să spun, învățată de la Domnul Iisus Hristos, Tată, facă-se după cum este voia Ta, lăudat să fie numele Domnului Iisus. Și voi așa să vă rugați, să facă Domnul ce o vrea El și cum o vrea El. Prima cauză care o duc pe altar, împreună cu voi toți care ne-am adunat aici, este Melissa. Și apoi, dacă aveți cauze, le aducem înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, și ne rugăm pentru ele. Lăudat să fie Domnul. Amin. Haideți, preview, grai. Ne rugăm pentru cauze. Dacă aveți cauze, le aducem pe altarul Domnului. Aduc și eu cauza mea înaintea Domnului, ca Dumnezeu să lucreze cu rezolvare și aprobare. Amin.
Nu știu o cauză înaintea Domnului. Bun, cu glasul meu strig către Domnul ce stă în Iisus. Pe lângă cauzele acestea cu care venim înaintea Domnului, cu glasul nostru, să-i mai spunem Domnului prin ce am trecut și ce am făcut. Amin, în amin. Ultima rugăciune, da? Intrăm în rugăciune. Tá.